Guvernul a adoptat joi măsurile propuse de Comitetul Național pentru Situații de Urgență în vederea prevenirii răspândirii COVID-19, incidența de îmbolnăvire fiind în continuă creștere. Măsurile sunt ceva mai relaxate în sensul că se impune carantina de noapte sau ajustarea programului de lucru al agenților economici doar până la ora 18 și doar în localitățile în care incidența este mai mare de 6 la 1000 de locuitori și nu 4, cum era până acum. Și, din fericire, în județul Hunedoara încă nu este cazul să se aplice noile restricții. Vor fi însă mai multe restricții pentru persoanele nevaccinate. De exemplu, în mall-uri poate intra oricine, dar în restaurantele din interiorul acestora vor avea acces doar persoanele care prezintă certificatul verde de vaccinare, la fel ca și la cinematografe, teatre, localuri, nunți și botezuri. De asemenea, persoanele vaccinate nu vor avea restricții de circulație în localitățile în care incidența este mai mare de 6 la 1000, dacă au certificatul verde, obținerea acestuia fiind deloc complicată. Certificatele digitale se pot lua din platforma națională. Procedura este foarte simplă. Se introduc datele personale, se primește pe mail un link de unde se pot loga în platformă și își pot genera certificatul digital. Pot de asemenea să-l genereze inclusiv pentru membrii familiilor, fără nicio restricție. Acel certificat digital îl pot salva pe telefon sau îl pot tipări să-l folosească oricând au nevoie. O altă noutate este și faptul că a crescut de la 6 la 12 ani vârsta copiilor pentru care se cere un rezultat negativ antigen rapid sau PCR în vederea participărilor la diferite activități la care până în prezent se cerea acest lucru.